Cei care se încadrează în categoriile prevăzute de lege privind acordarea de ajutoare alimentare venite de la Uniunea Europeană și nu au primit prin poștă cupoanele distribuite de Guvernul României, mai au o șansă pentru a-și ridica alimentele. Aceștia trebuie să meargă la sediul Direcției de Protecție Socială din Târgu Jiu pentru a depune o cerere prin care solicită acordarea de acele ajutoare. Începând de astăzi, persoanele care se încadrează în categoriile prevăzute de lege privind acordarea de ajutoare alimentare venite de la Uniunea Europeană și nu au primit cuponul prin poștă, pot merge la sediul Direcției de Protecție Socială din Târgu Jiu să depună o cerere prin care solicită acordarea de aceste ajutoare. Persoanele trebuie să se prezinte cu cererea pe care o vor ridica de la sediul direcției, însoțite de mai multe documente. Cererile se primesc începând de astăzi, însoțite de cartea de identitate sau buletin plus o serie de acte doveditoare pentru a putea intra în posesia ajutoarelor alimentare de la Uniunea Europeană.